E chiar ea. Dar care e ea? De unde naiba o știu? Dar ce contează când e așa frumoasă? Mi-a zâmbit. Ce dracu mai aștept, Marta Logule? Intră în vorbă cu ea. Ce culoare ternă are liftul ăsta? Da, cel puțin ăsta n-arată conservă. Sunt unele care... Ce culoare ternă are liftul ăsta? Nu pot să cred. Sunt Dumnezeu fătălăilor. L-am întrecut și pe Chiorete. Bă, trebuie să o agăzi, nu să o faci pe criticul de lifturi. Fă-i naibii un compliment. Zi, de exemplu, că are un ten splendid. Aveți un... telefon care vă sună. Da? Trimite pe adresa mea, ți-am mai dat adresa mea de mail. Notează. Gina, liniuță, pistol. Bine, hai, dacă eu mă sun, da? Hai, pa. Gina Liniuță? Ce nume are săraca. Și pistol. Gina Pistol? Nu se poate! E chiar ea! Sunt blocat cu Gina Pistol! Mă rog, doar în lift. Deocamdată. Mersi încă o dată, Doamne! Dar habar n-aveam cum mai cheamă și Liniuță. Scuze, ce vreau să spuneți? Pupăză, dar tu ești și fraier, mă. Bă, dacă vrei să devii cunoscut la nivel național, bă, trebuie să scrie presa de tine, să fii pe prima pagină, mă, în toate ziarele, să fii munden, mă, sau măcar să te cuplezi cu o vedetă mai vedetă ca tine, ca Dani cu Mihaela. Păi da, mă, mușchiulică, da, eu nu știu nicio vedetă. Ah, ba, nu mint, o știu pe Gina Pistol, că am rămas odată blocat cu ea în lift. Și v-ați lipit? Da, câteva secunde doar, că atunci când a pornit liftul, ne-a zmucit și am căzut eu peste ea. După care ea a coborât și... Păi și noi cerăm numărul de telefon. Aoleu, pupăză, și te mai dai cu ceritor. Păi da, mă, dar s-au închis ușile prea repede și n-am apucat. Da, să știi că i-ar fi vrut să facem... Păi atunci îți dau eu numărul ei. Îl ai? Nu, dar le iau de la fetele de la recepție, că vine la noi la fitness. Și e singuric? E singurică. De unde știi că e singurică? A, doar n-ai încercat și tu să faci lipeala cu ea. Pupăză, Gina Pistol e de nasul meu, mă. Fata asta umblă numai cu bazați, numai cu vipuri. Tu nu vezi ce scriu ziarele? Mai dă-le naibii de ziare, cu 80% din informații sunt minciuni. De unde știi că fata nu s-o fi săturat de crai din ăștia de discotecă și poate își caută un băiat liniștit și fidel cu care să se așeze la casa ei? Crezi tu? Da, mă, dar nici măcar nu m-a remarcat. Și am făcut tot posibilul. Am scăpat și prosopul pe jos la vestiar. Doar... Dacă vă zic pe ce vedetă mă bag, vă cad mingile alea de bowling de pe umeri. Care mingi, pupăză? Capetele, Martalogule! Măcar ale noastre e mari. Are loc creier mult în ele. Nu dă ping-pong ca al tău. Mărlane, ție ți s-a scurs creierul prin alea trei găuri prin care îți bași tu degetele, na? Zi, pupăză, pe ce gagică te bași, mă? Pe o super vedetă care o să mă facă super monden. Pe Mihaela Rădulescu? N-are nicio șansă, că lui aia îi place să vază cuc în fața ochilor, mă, nu pupăză. Știi tu? Păi n-ai văzut, mă, că l-a pus pe... Aldi Daniel ăla să-și deseneze pe blugi. Teoretic, la cât de chitră e, i-ar trebui o gagică bazată, mă, plină de bani. Lu Dani? Nu Lu Dani, mă, lu Pupăză. Ah,
Știu. Te bași pe Elena Udrea. Mă, e și prost, mă. Ai mai văzut tu pupăză să dea la cocoș? Pe când eu trage bărbatul două cioace în cap? Ciocuri să spune. Mă rog, noi vorbeam despre altceva. Dar tu trebuie să te pricepi mai bine la o rătrânică. Doar ai avut una gagică. Bă, dacă e dreacu că n-am violat nicio găină. Numai tâmpeni era să spui. Nu vezi că nu s-a găsit nicio probă împotriva mea? Păi dacă o fi făcut tacheta tot niște polițiai de ăștia ca tine... Dacă-ți trag una... Băi! Băi, voi sunteți idioți, vreau să mă lau și eu cu ceva, pregătisem o construcție și acum v-a găsit ce-o îndoneala. Lasă, dracu, construcția și zi mai repede că, iată, ne țipă jearpa aici și uite, ne enervăm. Iată, ne ce îndănim. Știi cine e, mă? Cine, mă? Gina Pistol. Du-te, bă, dreaș de ție, aia umblă-n, mă, cu bazați, păi tu ești poponez, mă. Adică față ai, dar la propriu mă refeream. Ei, sictiri, gogoșarule, când o să o vezi, o să-ți bagi unghia în gât. Mă rog, dacă nu o să fie cumva prin nas sau prin fund. Bă, tu ai de gând să o aduci aici? Of course, my horse. Ha, sau de fapt, my pig. Băi, amărâtă, dacă voiam să te înșel, te înșelam de 1000 de ori până acum. Dar m-ai înșelat de 999 că ți-a tras una țeapă. Și te înșelam cu vedete, nu cu ori și cine. Uite, de exemplu, cu Gina Pistol. Oh. Că și așa, de vreo două săptămâni, tot vine pe la mine pe la birou să o ajut cu un cadastru. Păi tu ai fața de aia, mă? Te-ai și văzut vreun macho man? Te crezi că fata aia umblă cu un nimeni ca tine, bă? Cârlitule! E, păi atunci o să-i dau o întâlnire. Să vedem, cine știe. Poate ea nu are aceeași părere. Au! Ca a ta. E, nu! Hai să te văd! Da, vă rog. Alo? Alo? Tântălăule! Ești mai tântălău decât Gogoașe și Bărlanul la un loc! Și te mai dai și mare cuceritor! No. Nu, că acum o sun și... Bună seara! Sunt Gina Pistol. M-ați sunat mai devreme de pe acest număr? Alo? Bip! 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 Alo? Fax pe mobil? Ce ai, mă? Alo? Da? Domnișoara Pistol? Da? Să rămână, sunt viceprimarul capitalei, Van Damme. Spuneți. Dosarul dumneavoastră pentru cadastru este gata. Ah, vă mulțumesc frumos. Mâine la prima oră sunt la dumneavoastră. Nu, 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 nu. Aș prefera să ne întâlnim în afara programului să vi-l dau. Știți, l-am făcut peste rând și n-aș vrea să observe funcționării mea că v-am favorizat. Știți cum e gura lumii. Să nu ne iasă vorbe. Nicio problemă. Doriți să vin eu la dumneavoastră? Nu, nu, nu. Doamne ferește, o să ne iasă vorbe și mai grele. Mai bine ne vedem la niște prieteni de-ai mei. Notați adresa, vă rog. Numai puțin, imediat. Asta. O, un pic, da. Cotroceni 18. Mâine pe la 6 e bine? E perfect. Să rămână. Da, Ginuța. Te pup, ne vedem mâine. Pa, pa. Ginuța? Bă, băiețică, mă, păi eu făceam de-asta în liceu, băi, pârlitule. O să nu ai pe Gina Pistol? Diseară să eliberați terenul, că vine ea aici. Cine, mă, Naomi? Gina, mă! A, de Gina știm, mă, dar Gina știe de Naomi. De unde știți, mă, de Gina? Păi ne-a sunat Van Damme, bă, și ne-a rugat să-i lăsăm dormitorul ăla liber, pe la ora 6. Van Damme? Adică, Van Damme, normal.
Vedeți, mă, ce mare am ajuns? Ajuns? Dită mai viceprimarul să-mi aranjeze mie întâlnirile. Mă, mie la telefon mi-a lăsat impresia că el se întâlnește cu Gina, nu tu. E, ar vrea el, mă. A auzit că o aduc pe Gina aici și profită de ocazie ca să o facă geloasă pe Emma. Dar las, mă, îl las că sunt generos. Alo, revista Scandal? Cât plătiți să vă spun cine e nou iubit al Ginei Pistol? Ce e, pupăză? Emma, vezi că bărbată, tu și-a dat întâlnire cu Gina Pistol la noi. Auzi, dar să nu-i spui că știi de la mine că altă dată nu te mai ajut, da? Păi de unde știi? Păi a rezervat dormitorul. Ce? Nemernicule, bine, lasă că îi anulez eu întâlnirea. Mersi, pupăză, rămân datoare. A, stai liniștită că nu-i nevoie. Da, mă rog, dacă insiști, poți să-mi trimiți pe card. Pa! Fii atentă că tu m-ai aruncat în brațele Ginei. Să n-avem vorbe după aia. Aha. Nu crezi că mă întâlnesc cu ea, nu? E, uite, în scurt timp o să ai confirmarea. Că am chemat-o în vilă la Gogoașă, ca să am martori. Succes! Mersi! Din ziarul Scandal aflăm că noul iubit al Ginei Pistol este o vedetă TV de mâna a doua. Mai exact, realizatorul emisiunii Pupăză Show. Iată la amărâtul ăsta cum a picat, el e vinovat. Mă rog! Unde sunt, dragă, pantofii? De ce mă întreb, dragă, pe mine? Ce, eu port 44? Deci umbli cu de-astea, nu? E, lasă că o să plec așa în ciorap și îmi cumpăr de pe drum o pereche de pantofi. Calma, cât e ceas. Alo, Gina? Bună, a intervenit ceva. Ne vedem la 20, nu la 18. Ok, mersi. Țeapă! Normal că-i țeapă, mă. Că dacă era ea, mi-o dădea la telefon, mă. Hai, vezi cum te prind, vezi cum te prind. Păi tu crezi că îți merge, mă, cu de-astea? Ha? Merge. Îți merge. Vai, plec în ciorap, să râdă lumea de mine pe stradă. Du-te, du-te, duce-te aici. Băi, nu înțelegeți, mă, că până nu plecați nu vine. Că n-o chem eu. Fata vrea discreție, nu să se holbeze toți obsedații frustrați la ea. Iată ce e, pupăză, vezi că eu nu sunt frustrat într-ăla. Că eu mă văd cu iubitica chiar în seara asta. Chiorete, uite, vine! Chiorete, ai chemat-o aici? Bă, tu ești idiot, nu înțelegi că-mi trebuie dormitorul pentru Gina? Taci, fonfăitule, că nu vine și va vine Gina! Ah, scuze. Gina! Ups, dar de ce ai intrat la mușchiuligă? O fi greșit numărul, că 20 seamănă cu 18. Păi du-te, fraiere, repede după ea, că dacă îl vede până la bustul gol, te lici pe pădăgagică. De, știi tu! Păi știu, care naiba e aia proastă să lase un taur mușchiulos pentru o pupăză de crevedie? Du-te, bă, că tu ești pupăză de crevedie! Dar stați degeaba la geamă, pentru că eu o să intru cu ea pe ușa cealaltă. Vreau și eu! Știi cine sunt? Și știi de ce am venit? O să tu nu ești instructor la sala unde merg eu? Ah, dacă știi ce mult vreau să... Oh, luște să ne urci de paparații. Mă scap tu de-ai, te rog frumos. Mușchiulică! Gata? Oh, super. Deci nu mai scap de-ai, m-au disperat. Și asta mai din cauza lui Pupăză Show. A zis că e cu mine, că... Deci, mincinos. Nenorocit, dacă îl prind, nu știu ce fac. Păi, Pupăză Show stă alături la numărul 18.
intrat pe aceea? Iată! Bă, poate ne dă stația și intră de pe partea altă. Hai să vedem! Hai, hai, hai! Stați acolo! Stați acolo! Sau nu! Nu! Plecați în dormitorul lui Gogoașă, că Gina nu vrea să fie văzută! Fiorete, ai promis? Haideți, mă! Dar eu vreau să o văd! Lasă! Voi treci! Da, mamă! Fă-te comodă, Ginuțo! Bă, nu se mai uită nimic? Păi ori fi trecut direct la... De fapt, cu așa bucată e și păcat, a pierde vremea de pomană, ce să... E șefa! Intră, mămica! E deschis! Ai să pupă Zăge Grigoraș? Unde este? În dormitor! Puteți să-l chemați? Pupă-te! Vreți avea puțin? Bă, idiotule, ți-am zis să nu mă deranjez că sunt cu Gina! Ia cu tine! Domnul avocat, haideți puțin până în 4.18, că am dat de nemernicul de pupăză. E cu mine, spuneți, norocitul. Aha, aha, puternicule! Oh. Ia uși, nici nu prea stați degeaba. Gina, calmează-te, că îl dăm în judecată și își vinde și casa. Sunteți martori că a calomniat-o, nu-i așa? Nu! Eu da! Păi, idiotule, dacă îl pagă pe pupăză-n pârna aia, cine ne mai plătește angarele la casă? Tu cumva? Dacă depui mărturie, ai te cram! Sau mai bine îl pupă, Fiorete! Nu mai depun mărturie, nene! Ba mai mult, chiar o să spunem că a fost cu pupăză! Adică? Vai, pupăză, ce tare ești, puternicule! A, ba chiar i-a și plăcut! Dar haide, fă ceva, că de-aia te plătesc! Dar ce naiba să fac cu trei martori mincinoși? Că n-am nicio dovadă, nu? Știu! Dacă a fost cu mine, trebuie să-mi știe tatuajul intim. Nu? Corect! Ia să vă aud, băieți! E un car! E un taci să mă împurci! Ah, da! Ah, pupăză puternicule! Știu, iubito! Ah, de când te doream! Ah, știu! Iartă-mă, că întâi am dat și după aia am văzut că tu ești. Am crezut că ești un paparazzi. Mușchiulică, te iert dacă îmi zici ce tatuaj are Gina în zona intimă. Păi tu nu să știu eu, că n-am apucat să fac nimic cu ea, că a plecat la tine. Trebuie să știi de la sală, mușchiulică, că doar trage de fiare despuiată, nu cu șuba pe ea. Fii atent aici. Te gândești bine că dacă nu-mi spui, o să-mi scoți certificat medico-legal că m-ai lovit fără motiv și o să te bag în pușcărie, mă. Păi are un tatuaj! Asta știu și eu, dar cu ce? Are o inimioară cu un nume pe poponeț. Da, mersi! Ia zi, simpaticule, dacă tot ești iubitul meu, ia spune tu, ce tatuaj am? Ai o inimă cu numele lui Poponeț. Țeapă! Asta e inimă? Ce-ai făcut, Gina? L-am demascat pe mincinos ca să-l înfunzi. Cum adică ce am făcut? Cu ce? Tocmai i-ai arătat tatuajul. Acum îl știe. Aoleo, te-o mor. Potolește-te, Gina. Asta e vătămare corporală. Doar ce am tot dreptul din lume, nu doar iubitul meu. Nu așa zis la ziare? L-am zis eu. Potolește-te, că paparații s-ar putea să-ți facă poze. Iau și ele, au și venit.
N-are cum. N-a subiect nou și e. Și pe te omor, mă, te omor, zici? V-a zis că nu e paparazzi. Trebuie mai chemat. Tu i-ai chemat? Să vezi și-ți faci și ție sub picioare dacă te prinde. Gina, Gina! Van Damme! Ia uite-a, bă, Dita, ai vipice primarul, bă! Haide, bă, haide, bă, haide, bă, haide, bă, copăcel, copăcel! Hai, hai, ușură, mamă, dar ce-ai mâncat, frate? Hai, bă! Hai! Da! Gogoașa, bărbatul meu e la voi? Este, dar nu pot să ți-l dau că e... Cu nemernică, știu, mă, știu! E knockout, am vrut să zic, disperato! Mamă! N-au nimic! Lasă-mă că-ți revii tu până mori! Ah, ce cauți, băi, cu bărbatul meu? Alo! Ce cauți? Ce dul, mă? Iuli, tu aici? Dacă știi de când vroiam să... dacă știi de când vroiam să... Și m-am lăsat tot să plece ca un idiot! 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 Doamne, dacă aș putea să dau timp înapoi! Mersi, doamne! Am venit să... Știu de ce ai venit! Am venit să-mi iau geanta! Mă gard! Știi tu, treaba ta care-i proasta să mă uite la un taur musculos? Să-ți trimiteți-mă acasă! Chiar nu mă ține degetele încrucișate, eu-l văd! L-am văzut, dar la picioare. Du-te, pupăză, că tu ești pupăza de abator, du-te! Ce pupăză de abator? Păi dacă a zis... Găină de abator, cum să zic. Hai!